Ieri, în cadrul unei ședințe convocate la Prefectura Hunedoara, au fost analizate și adoptate măsurile ce se impun pentru atenuarea efectelor caniculei, județul Hunedoara fiind sub avertizare meteorologică de cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Reprezentanții instituțiilor care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și toate autoritățile responsabile cu rol în monitorizarea și gestionarea situației generale rate de codul portocaliu au fost atenționate să asigure permanență pe durata acestor zile caniculare. De asemenea, s-au stabilit și o serie de recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei. Astfel, deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, acolo unde sunt, alternând deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer condiționat. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11 și 18. Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci. Apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe. Mâncați fructe și legume sau iaurt. Evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate prea mare și nu consumați alcool. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă, asigurându-vă de starea lor de sănătate. Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme. Persoanele cu afecțiuni să se consulte cu medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente.